Poți să cânti și manele? Dezastru! Bă, dar cânti manele? Băi nu, am citit o chestie într-o carte. Ți-a compus vreo piesă tatăl tău? Niciodată, frate, zău, mă repede. Vreau să știu dacă te-a ajutat în carieră numele de Salam. Da, frate. Dar vreau să știu dacă îți mai dă bani la vârsta asta. Nu știu, consider că... Ești curtată de bărbați chiar dacă ești căsătorită? Îi verifici telefonul soțului tău? Tu ești geloasă? L-ai prins cu ceva? Vai, ce caut aici, nu pot să cred. Invitata noastră de astăzi este dulce, frumoasă, talentată, are un bebeluș care deja e bebeloi, nu mai e bebeluș mic, superb și are multe, multe să ne povestească, să vedem dacă ne minte sau dacă ne duce cu zahărelul. Aflăm imediat, este Betty Blue, bine ai venit! Ce emoție am, Ana? De ce? Nu știu, mă simt... Nu știu ce caut aici. Exact, da, îmi spuneați că băi, dar de ce sunt eu aici? Mi-e frică rău de tot, Octav, suntem prieteni. Da, ce că e frică, da? Da, m-a luat, că Octav, suntem prieteni. Sau și de unde vine numele de Betty Blue, mereu m-am gândit la treaba asta. Da, nu mă gândeam cum întrebi asta. Păi asta e o întrebare de încălzit. Betty Blue, hai să spun povestea reală cum a fost Betty Blue. Eram cu verișoara mea, cu Bianca, care și ea cântă. Făceam canto. Și m-am gândit, băi, să-mi las numele de Betty Salam, eu având 14 ani, atunci 13 ani aveam. Și zic, băi, la 13 ani să fiu Betty Salam, mi se pare cam matur numele ăsta pentru mine. Adică, na, și n-am vrut să... Mai multe, au fost mai multe la mijloc și așa mai departe. Și zic, băi, dați-mi și mie o idee. Și ne uitam la televizor, nu are nicio legătură cu înghețata. Betty Boop. Nu, cu înghețata. Deci n-are nicio legătură, toată lumea... Îmi spune că m-am luat după înghețată. Exista înghețata, da, bravo, Betty, da, Betty Blue abia de acum câțiva ani. Există înghețată Betty Blue? Este, da, și acum. Nu era atunci, nu, când Blue, eu mi-am pus numele. Wow. Și acum, da. Betty Blue, acum nu știu dacă avem voie să vorbim. Știu că era o actriță acum mulți, da, ani de zile de filme. Zi tu, ca să nu zic eu. Nu pot să cred. Nu pare numai, da, de la am mine. Aflat după mult timp, am aflat după foarte mult timp. Preferăm înghețata. Prefer înghețata, dar n-are nicio legătură nici cu una, nici cu alta. A fost, așa a fost să fie. Mie îmi place foarte mult albastru. Bine, nu se vede că sunt totdeauna îmbrăcată în negru. Au fost mai multe la mijloc. M-am gândit profund, așa. Am fost foarte profundă. Dar, asta spun acum. Betty Blue, simt așa că mă reprezintă uneori. Acum, momentan, să fiu sinceră cu tine, simt că nu prea mă mai reprezintă și vreau să mă cheme Betty Salam. Uite! Foarte, vezi, viața ne mai schimbă. Pe mine aș vrea să mă cheme Oana Domeniile Davidescu Vin. Corect. Pe mine... Oricum îmi spune lumea Betty Salam. Da. Știu? Ori Betty Stoian, am fost... La un moment dat îmi spunea un prezentator și la un moment dat o să fii doar B, știi? B. Da. Că mi-am tot schimbat numele. Ei, lumea te știe. Da. Avem un vin foarte bun pe care vrem să-l bem astăzi cu tine. Cei de la Domeniile Davidescu ne-au trimis astăzi un vin roz sec. Un roze sec, rară, neagră, pe care îl vom degusta și îl va deschide Octavelu pentru noi. Că noi suntem fetițe și nu ne pricepem prea bine. Ia să văd, Octav, cum deci fii atent aici. Până când una alta, Betty, să știi că te afli la un detector de minciuni, unde va trebui să răspunzi cu da sau nu la întrebările noastre. Știți, o să începem. Pe omul ăla din Cartea Recordurilor, care are cele mai lungi unghii. Eu da. Sunt. Începem cu prima întrebare. Tu trebuie să ne răspunzi cu da sau nu și aflăm dacă ne păcălești sau nu. Ok. Ți-a compus vreo piesă tatăl tău? Da. Da. Adevărat. Care? Da. Care piesă? Tăticul meu, fetița mea, ultima, penultima piesă pe care am lansat-o cu el, a contribuit și el acolo. Super. Ai vreun motiv pentru faptul că, nu știu, sau pentru că te-ai retras puțin din industria muzicală? Da. N-am mai vrut să mai cânt. Da. De ce? Pentru că nu am mai fost sigură pe mine. Cum așa? Mi-am pierdut ambiția. Am născut și simțeam că nu mă mai regăsesc. Pur și simplu, nu știam pe ce drum să iau mai exact, nu mă regăseam, în sensul că nu găseam o direcție a mea în carieră și așa mai departe. Stilul muzical nu mai plăcea așa cum era odată. Bine, am și crescut cu timpul și cântam doar piese pentru copii. Și am văzut că s-a schimbat foarte mult și publicul,
generația și așa mai departe. Regreți acum că, nu știu, ai făcut pauza asta? Regret, vrei să iei de la capăt? Mult, da. Mulțumesc. Cu drag. Regret foarte mult că am făcut această pauză, pentru că nu mi-a aprit. S-a simțit oarecum că am pierdut mult. Și tatăl tău ce a spus când ai hotărât să te retragi, să faci o pauză? Ai cerut sfatul sau nu știu? Da, a fost prima persoană cu care m-a sfătuit. El m-a întrebat ce vreau să fac de acum încolo și m-a întrebat dacă îmi doresc cu adevărat să cânt sau nu. Dăm noroc? Da. Hai, Doamne ajută! Doamne ajută! Trebuie să bem. Da. Mulțumim, domnule Davidescu, pentru vinul ăsta care e chiar bun rău. Bă, da. Este bun, da, eu nu prea beau vin. Ei, nu-i problemă, poți să încep de azi. Și nici alcool nu prea mai consum. A, asta, nu prea mai. A, am înțeles, dar au fost momente în viață, adică, ca și eu în fiecare zi. Da, cum spuneam, despre carieră și așa mai departe. Niciodată nu e prea târziu, am vârsta de 22 de ani. Mulți înainte, slavă cerului. Și vreau de acum încolo, Oana, Octav, uitați-vă la mine. Vreau să dau tot ce pot, să fiu ambițioasă și să... Mi-a să planul așa cum i-am. Eu sunt sigură că o să reușești. Și eu, Doamne, și în general, dramele astea le-au artiștii mari. Și cred, cu tărie, că poți să faci orice vrei tu în viață. Atâta timp cât muncești. Cu adevărat, cât muncești, da. Da, cât muncești. Oana, eu n-am muncit. Eu nu consider că am muncit. Eu consider că doar mi-am făcut treaba. În sensul că mă trezeam de dimineață, mergeam la emisiuni, mergeam să cânt, mergeam la studio. Din punctul meu de vedere, nu am muncit așa cum mi-aș Nu doreai sau erai, simțeai că ești forțată de faptul că ești fata lui Florin Salam și trebuie cumva să continui drumul ăsta? Din tatăl meu n-a vrut să mă lase să cânt. Pentru că știa ce chestie a întâmpinat el în carieră? Și eu mi-am dorit asta să fac, dar nu prea mai aveam ambiție și faptul că sunt fata lui Florin Salam, oamenii aveau așteptări foarte mari de la mine, dar suntem total diferiți, două persoane diferite. El are stilul lui, eu am stilul meu. Nu avem cum să ne comparăm niciodată. Eu nu mă compar niciodată cu tatăl meu. Dar ai simțit presiune vreodată? Am simțit presiune, simțit? Da, am simțit presiune, da. Pentru că oamenii au așteptări foarte mari. Mamă, dacă e fata lui Salam, trebuie să cânte. Păi da. Și nu cânti? N-am studiat atât de mult eu. Am fost leneșă. Dacă studiam de mică și studiam și... Cu siguranță, da. Probabil ajungeam la așteptările oamenilor. Dar niciodată prea târziu, mă repet. Absolut niciodată. Sunt îndoiși de asta. Uite, ai face o colaborare cu Oana Radu, spre exemplu? Normal. Întotdeauna. Asta sau cu... Eu te apreciez foarte mult pe tine. Hai, de multă vreme. La fel. De multă vreme. Dai și mie o ciocolățică. Și de pe vremea când mergeam, bine, nu știu dacă avem voie să spunem unde făceam noi piese și așa. Orice. De mult, dacă ți-aș aminte, tot timpul vorbeam despre tine. Drăguț. Ești o fată foarte arendată și oricând, dacă avem o piesă, nu se știe niciodată. Eu am gândit întrebarea asta. Bineînțeles, Octav. Eu deja mă gândeam la procente, alea, mamă, succes, ce o să fie, ajung DJ și eu în sfârșit. Da, DJ Octav, el va fi, practic, în videoclipul nostru, garderobier. Garderobier, clasic. Pentru că arată și într-un fel, baby, sincer, nu poți să lași un asemenea exemplar superb să se piardă în mulțime. E un exemplar rar de bărbat. De pe chinez. Da, este un bărbat feroce. Cât de frumos vorbește despre tine. Da. Poți să cânti și manele? Hai să spun ceva, provin dintr-o familie de muzicanți. Da sau nu, trebuie să ne zici da sau nu. Prima dată și după aia argumentezi. Da. 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 Da, pot. Da. Nu minte. Hai să spun ceva. Hai să spun ceva. Provin dintr-o familie de muzicanți, de muzicanți mari, în care eu, una, dacă eu voi cânta vreodată manele, trebuie să cânt exact ca acolo. Eu nu pot să cânt mai jos. O să cânt și o manele, da? Dar nu vreau să cânt manele, pentru că e foarte greu să cânti. Pe cântat poate să cânte toată lumea. Bravo. Cred eu, manele. Dar nu e același lucru. Nu la un nivel. Nu. Păi, așa și eu. Este cel mai, acum să fim realiști, este cel mai greu, cum să spun eu, este cea mai grea tehnică. Da, este foarte grea. Asta trebuie să ne gândi ceva? Ce o manea de la tatăl tău. Nu, vreau să-mi cânti maneaua preferată a ta de la tatăl tău. Maneaua preferată? Da, sau piesa preferată, uite, ca să nu... Sau o manea preferată. Bine, deși eu cânt manele, pentru că mie îmi place foarte mult să cânt manele și fac o paranteză, bine, eu cântând la bază muzică ușoară, în general încerc să duc tot în zona asta de muzică ușoară, pentru că e foarte greu să cânti la nivelul ăla manele bine și atunci nu mă bag, știi? Și
Eu și la concerte de astea de aer liber, de public, eu cânt, Manele. Bă, și eu cânt, după două sticle de roze, de rară neagră. Adică mi se pare așa, că suntem foarte falși și foarte neasumați când spunem, bă, da, cânt, Manele, nu știu. Nu, suntem ipocriți, știi și tu. Mi-e place mult de tot, că se fac bani și că îmi place să simt balansul ăla de Manele, adică... Da, se fac foarte mulți bani din asta. Dar o manea preferată din partea tatălui meu este o piesă care, din punctul meu de vedere, nu e manea. Se numește Femeia mea. Uite-ți când piesa mea preferată, dar nu de la tata. Ia! Numai iubirea, doar iubirea, îmi dă speranță să trăiesc. Numai iubind și din iubire poți altora să dăruiești. Numai iubirea este viață, te cheamă într-un sur de cou. Ajută-mă, te rog, să-mi dai puterea de a mă iubi din nou. Frumos! Ce frumos! Da, mă scuzați. Deci uite așa luam eu mesele, iară mi-am adus aminte. Cu Pepe, da. Cu Pepe, doamne ăștia Pepe, cântă, te salutăm. Cântă cu Batalina, te răsună Bucovina. Da. Bine, Beti! Bine, Beti! Nu, că noi așa suntem. Avem domnule Davidescu, mai luăm câte o gură, mai ascultăm câte o piesă. Vreau să știu dacă te-a ajutat în carieră numele de Salam și implicit că ești fata lui Florin Salam. Normal, da. Da? Da, da. Normal. Apropo de asta, spune-mi cât de des vorbești cu tatăl tău. Măi, nu vorbim foarte des, având în vedere programul pe care îl are tatăl meu. Îl vedem cu toții foarte rar, dar uite, aseară, spre exemplu, am stat cu el, foarte mult am stat de vorbă după mult timp. Când apucăm să stăm, stăm foarte mult împreună. Vorbim rar, dar ne sunăm, asta e important. Dar vreau să știu dacă îți mai dă bani la vârsta asta. Bă, îi mai dă, dar eu nu prea mai am. Adică iau cu greu așa, adică. Îți iei așa că deja ești la casa ta el și... El îmi spune tot timpul că el, eu în ochii lui voi fi întotdeauna mică și că el trebuie să dea mie tot timpul bani și așa. Dar eu, de exemplu, nu prea mai sunt de acord cu lucrul ăsta. De ce? Nu știu, consider că... Nu știu, crezi nu sunt că dacă te-ai căsătorit și ai un copil deja... N-are treabă cu asta, nici de la soțul meu n-aș mai cere bani. Adică, nu știu, vreau să fiu o femeie independentă și plină de bani. Doamne ajută! Asta vrem și noi, să fim plini de bani și independenți. Știi că era o reclamă, nu? Care? Vrei să fiu o femeie independentă și plină de bani. Da. Noi vrem. Și eu aș vrea o femeie independentă și plină de bani, dar nu mi-e. Dar spune-mi așa, este sau sunt momente în care simți nevoia să mergi să vorbești cu tatăl tău? De exemplu, când te cerți cu soțul tău, că se întâmplă probabil? Este prima persoană la care vreau să apelez, tatăl meu. Dar deci de multe ori nu vreau să-l mai supăr, pentru că are foarte multe pe cap și știu foarte bine că dacă el mă vede și știe că eu sunt supărată, îl supăr și mai tare. Dar... asta e doar în capul meu. El cu siguranță abia așteaptă ca eu să comunic cu el. Da, dar tu știind cât te face și cât are pe cap, vrei să-i mai iei și tu din suferințe. Ești curtată de bărbați chiar dacă ești căsătorită? Da. Bravo. Asta vreau să zic că Toma s-a întâmplat aici. Da, adică ce era să zic că nu e adevărat, că mințea. Da, nu, de ce da, să mint? Da. Da, și nu cred că sunt singura femeie. Dar acum să intrăm într-o zonă mai spectaculoasă. Gri. Da. Vreau să știu dacă soțul tău este gelos. Da, este foarte gelos. Bun, nu minte. Întrebarea următoare ar suna așa. Tu ești geloasă? Da, sunt foarte geloasă. Bun, da, nu minte. Da, nu minte. Următoarea întrebare ar veni așa. Îi verifici telefonul soțului tău? Hai, da, bine, deci te-ai gândit, te-ai gândit să mor, deci te gândești, cum să zic, că ieri nu l-am venit, dar altă ieri, da. Stai puțin să dăm aici apă. Ia, suspansia, ia. Fii atentă, da. Îi mai verific și o telefon. Asta-i cu îi mai. O dată de două, trei ori pe oră. Mamă, nu! Pe zi. Ascultă-mă puțin, dar îi verific atunci când eu sunt sigură de ceva și vreau să mă asigur și mai tare. Așa. Bun, l-ai prins cu ceva? Așa, totdeauna, mesaje, da, astea stricătoare, nu. Dar, hai să spun ceva. Eu sunt genul de persoană care nu iartă. Ok. Că văd un mesaj, asta nu înseamnă că trebuie să terminăm relația de tot. Asta nu e un motiv pentru care trebuie să divorțezi, să vezi un mesaj, un simplu mesaj. Deci dacă vorbește cu o fată, nu trebuie să mă desparți. Mă, dacă vezi un ce faci, un bună ce faci, trebuie să te desparți. Nu, dar dacă vezi un... când ne întâlnim... Stai puțin că aici voiam să ajung. Bun.
E posibil să te iert, dar nu va mai fi niciodată la fel. Știi? Dar... Dar îl caută fetele sau el le caută pe el? Mai îl mai caută și pe ele. Mai fac și intenționat fetele. Din cauza mea, cred eu. Că ești persoană publică și probabil... Și poate vor și ele să ajungă pe la televizor. Nu știu, mă gândesc. În fine, dar important e că soțul meu este un soț foarte bun. Și e foarte sincer cu mine. Ce frumos! Care a fost cel mai nebun lucru pe care l-ai făcut din gelozie? Fii sinceră cu tine. Am plecat de acasă. Nu pot să cred. Ba da. Cu băgăjelul sau nu, doar așa? Nu, cu geanta. Da? Cum? Stai puțin că mai aveți un copil acum, nu prea poți să mai pleci singur. Nu, înainte să, înainte să am copilul. Ne-am certat, ne certam, na, din chestii prostești. Minore. Și am plecat acasă. El s-a jucat pe PlayStation. El săracul își vedea treaba lui, tu te certai, cred că, singură. S-a jucat pe PlayStation, exact. Și nu suport să mă cert singură. Deci nu suport. Și unde te-ai dus când ai plecat de acasă? La tata. Și ce ți-a zis? Ce cauți acasă, Betty? Da, eram amândoi. El s-a uitat la mine, eu la el. Și a venit Cătălin după tine sau cum a fost? A venit după mine, dar tatăl meu, când mă vede supărată, tot timpul mă face să râd. Și ador chestia asta. Ce tare! L-ai urmărit vreodată pe soțul tău să vezi unde se duce și cu cine? Nu. Nu? Minte? Da. Nu! Așa chiar minte și chiar... Ce ai, măi, nebun? Okay. Cu schimbat de mașini, cred că a fost. Mi-o recunoaște pe asta. Hai, două jos, iau pe aia. Bine, cum l-ai urmărit. Da, ai pus pe cineva să-l urmărească? Nu. Și de ce? Pentru că nu vreau să aflu chestii. Adică, dacă vreau să facă ceva, să o facă. Nu vreau să mă înjosesc niciodată. Nu vreau să oblig o persoană să facă ceea ce îmi doresc doar eu sau ceea ce nu-ți dorește cealaltă persoană. Eu nu cer de persoană. Am zis de 7 ori persoană. Bă, matur. De ce matur gândește? Da, nu vreau să forțez pe nimeni, nu urmăresc pe nimeni. Urmărim să nu fim, urmăriți. Deci, fii atent, deci tu nu dai el pe tine? Nu știu asta. Nu știu, e posibil. Dar e gelos? Adică în sensul mi-ai spus că e gelos. Cum îți demonstrează că e gelos? Cum? Eu nu-i dau motive să fie gelos. Dar îți verifică telefonul? Nu îmi verifică telefonul. Nu. Nu pentru că nu-i dau motive. Și hai să spun de ce. Pentru că eu sunt o persoană foarte sinceră, câteodată enervant de sinceră. Și prefer să spun omului pe față ceea ce gândesc, chiar dacă îl deranjează. Și am spus de multe ori că dacă vreodată există chestia asta, să nu mai existe dragoste între noi doi sau să cunosc o altă persoană, nu voi sta într-o relație cu soțul meu, automat. Crezi că te-ai grăbit atunci când ai ales să te căsătorești atât de tânără, să faci un copil? Cei de acasă, asta gândesc, că m-am grăbit. Părinții tăi, familia ta? Nu, cei de acasă, a, care ne urmăresc care se uită, pe noi, asta gândesc, că m-am grăbit. Dar consider că nu m-am grăbit, pentru că eu asta am simțit să fac, am simțit că soțul meu este sufletul meu pereche și nu m-am mai simțit singură, am avut nevoie de dragoste în momentul ăla, chiar dacă eram atât de mică. Da, într-adevăr, a trecut ceva vreme după ce ne-am mutat împreună și așa, a fost doar așa, o prietenie frumoasă între noi la început. Oricum, băi, adevărat, nu minte. Da, nu minte și oricum, stați un pic, oamenii judecă, dar generațiile astea care au trecut de generația noastră, practic să zicem că băieții ar fi o generație în urma mea, eu am 28, iar 22. Oricum lucrurile se întâmplă precoce acolo, în general. Și copiii de când se nasc, deja la un an, sunt pe telefoane. Da. Nu mai poți să aștepți, ce să facem acum? Să stăm până la 25 de ani, să ne căsătorim cu cineva, să vedem după dacă noi ne potrivim sau nu și după aceea la două luni oricum divorțezi, că de fapt nu te potrivești. Se întâmplă des chestia asta din asta păcate. E un pic cam pe dar grabă, știu da. Ce se întâmplă așa, Oana? Pentru că nu există comunicare. Da. Nu există comunicare, din păcate. Și asta am spus soțului meu de la prima întâlnire cu el, de când eram mică. I-am zis, băi, primul lucru pe care vreau să-l avem în relația noastră să fie comunicarea înainte de toate. Chiar dacă nu deranjează ceea ce spunem, ce scoatem pe gură, dar după aceea stăm și analizăm, cuvânt cu cuvânt. A fost un moment în care ai avut, nu știu, chestii să-i reproșezi, să-i spui, bă, uite, știu că ți-a scris nu știu cine, de ce nu mi-ai spus sau de ce ai răspuns sau de ce nu știu ce? Da, au fost momente, uite, au fost momente în care ne-am certat din cauza asta, da. Pentru că eu nu suport. Eu sunt zodia fecioară. Oh. Și el? El este rac. Oh. Ne potrivim pentru că am ascendent în Capricorn, am dat-o pe zodia acum eu. Și de asta. Mm-hmm. Fecioara cu racul știu că nu prea dau. Da. Dar nu suport când știu că nu... Când eu spun un lucru și nu se mai face lucrul ăla sau
trebuie să ții de promisiune. Îți place să ții cuvântul? Îmi place să-mi țin cuvântul, da. Adică îmi place să fiu om, consider eu, nu? Da, ce nu drăguț. Știu. Uite, eu o recunosc, uneori îmi calc cuvântul și nu-i bine. Ce zodie ești tu? Săgetător. Bun. Da. E o zodie foarte bună. Dar de multe ori, da. Dar știi ce? Ca să te mai îmbunăm, îți dăm cadou o sticlă de vin de la prietenii noștri, de la Domnule Davidescu. Păi deja, da. O iei acasă, o bei tu cu soțul tău. Mulțumesc. Mai dăm un noroc ca să ne meargă bine în viață și ca să continuăm discuțiile astea incitante. Și vreau să-mi spui dacă este vreun subiect despre care ți-e greu sau despre care nu vrei pur și simplu să vorbești că n-ai tu chef. Un subiect despre care mi-e greu să vorbesc? Da. Singurul subiect despre care mi-e greu să vorbesc este când, e atunci când e vorba de mama mea. Mă sensibilizez foarte tare. Și când este vorba de tatăl meu, atunci mă sensibilizez extraordinar de tare. Ți-a fost greu să accepti că tatăl tău și-a refăcut viața? Când eram micuță nu înțelegeam, dar... Deci da, ți-a fost la început. Da, ți-a fost, da. Să specific un singur lucru. Deci adevărul. Da. El a venit prima dată la mine să se sfătuiască cu mine atunci când... Serios? Da. Și am apreciat foarte mult lucrul ăsta. Eu mi-am dorit ca tatăl meu... Era un bărbat, e un bărbat tânăr și am zis, băi, dacă ești tânăr, normal să-ți refaci viața. Și chestia asta m-a încurajat oarecum, având în vedere că el a venit să vorbească, să se sfătuiască cu mine, pentru mine a însemnat un lucru foarte mare și foarte important. Și atunci, noi de atunci, noi oricum comunicăm foarte mult. Și... Oricum, tu și Roxana semănați izbitor de mult, mi da, se pare... Da, tot spun asta și am spus și într-un alt interviu pe care l-am filmat, că nimic nu este întâmplător. Da. Eu când eram mică nu înțelegeam anumite lucruri. Nu aveam nimic, niciodată n-am avut nimic cu Roxana sau ea cu mine. Că ieșiți în anumite zvonuri că de fapt nu vă suportați, că... Da, dar din cauza oamenilor se întâmplau astfel de lucruri. V-ați certat vreodată tu și Roxana? Niciodată. Nu, eu nu mă cer cu nimeni. Da. Nu. Ce adevăr. Eu nu mă cer cu nimeni. Eu dacă am ceva de spus, am spus, spun pe față, sau dacă nu-mi place de tine, te bag în seamă. Sau plec la tata. Sau plec la tata. Sau de multe ori stau singură. Serios? Da, nu îmi place să mă cer. Nu suport sau o țipete. Deci la voi în familie nu există înjurături? Eba, da. Cele mai tari înjurături. Că la noi la Craiova, până când nu te nu știu ce înjuri... Nu te iubești. Nu că nu te iubești, dar nu e o ceartă din aia că, domne, te rog, sunt nervoasă, te rog să pleci, da, să mă lași. Nu. Sau te rog să-mi spui acum ce ai și dacă mi-ar zice mie soțul meu, Oana, te rog, nu vreau să discutăm, eu aș accepta și aș pleca. Mai acum, tehnica nu am auzit-o cu... Să nu stăm nervoși peste noapte, să nu ne culcăm, nu știu cum, stăm 10 minute, nu? Să nu escaladeze și venim după aia și discutăm. Nebunule, unde ai trăit asta? Cel mai frumos să te exteriorizezi, da, frumos. Nu, eu am crescut într-o familie educată, există și la noi înjurături foarte mari chiar, dacă vrem să ne folosim, nu mai trece nimeni în fața noastră, ca idee. Dar nu suntem genul de persoane. Deci vă place să vorbiți calm? Da, da, ne place să fim coerenți, să fim calmi, să nu... Stai bună! Să nu din prima coerenți. Cu nervii. Vreau să spui dacă te-a prins vreun prieten că îl bârfeai. Da, din păcate. Cum s-a întâmplat? Din păcate s-a întâmplat. Mi-a părut rău. Păi, eu când sunt nervoasă spun lucruri trăznite. Ok. Și nu spun din răutate, o spun... Că ești nervoasă. Bine, se spune că atunci când spui lucruri la nervi, sunt adevărate. Dar nu și în cazul meu. Nu neapărat. Am trecut printr-o ceartă cu o prietenă și de nervi am început să vorbesc, să bârfesc. Și a auzit toate discuțiile și ne-am împăcat. Cum adică? Cum le-a auzit? Era pe lângă tine sau probabil a făcut-o intenționat. Eu nu prea am încredere în oameni. Dar am zis, băi, dacă vorbesc cu ăsta, sigur ăsta o să-i spună ei, știi? Și tare. A, și tu ai vrut să te răzbun, cum ați să nervezi și mai tare. Da, răzbun. Cam cum fac eu cu Octav. Da. Nea, aiurea. Ai primit un sfat prost în viață de la cineva și gen să-ți dai seama că îți dă un sfat rău intenționat? Da. Da. Poți să ne dai un exemplu? Da. Nu pot să-ți spun la cine. Nu, ok. Că e cunoscut. E persoană publică? Ma. Așa. E cunoscut, dar... am lăsat acea persoană să spună ce avea de spus. La un moment dat, ziceam, băi, poate așa o fi. Hai să-ți dau un exemplu, uite. M-am învățat să fiu mai egoistă, mai,
Mai pentru tine. Asta e singurul cuvânt, chiar dacă sunt mai multe. Egoistă, mai pentru mine. Chiar eu nu sunt genul de persoană. Într-adevăr, am luat câtuși de puțin exemplul ăsta, dar nu cu toată lumea. Nu-mi place să fiu egoistă cu toată lumea. Nu-mi place. Trebuie să fiu uneori egoistă, ca așa. Da, e adevărat. De multe ori câteodată trebuie să fii pentru tine, nu neapărat și... egoistă. Adică trebuie să-ți vezi și interesul tău. Într-o lume egoistă, doar egoiștii reușesc ceva de genul. Bă, în principiu e bărbat. Vreau să știu dacă... Deci în principiu e bărbat, aici e problema. Da, da, deci da, zis cineva este care e bărbat. Un om care dă sfaturi. Și e și cunoscut, auzi, și dă și sfaturi. Da, este o persoană Oana, publică. Eu am încredere în tine că tu descoperi. Bărbat, persoană publică care da. Dă sfaturi. Băi, ție-ți merg rotițele, eu te-am văzut, că ție-ți merg acum nu rotițele. Nu e tata, nu e... Nu e tata, nu, e nu, cu nu, cineva nu, care lucra probabil în industria muzicală. Da, 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 da. Da, aia mă gândesc, cine ar putea fi? Ei, ar putea fi mulți. Da. Dar vreau să știu dacă vreodată ai furat bani de la soțul tău. Niciodată. Sau nu. Să-ți cumperi ceva pe furiș fără să știe? Nu, niciodată. N-am luat nici măcar nici de la tatăl meu. Nu mi-ai furat. Niciodată. Nu ți-ai cumpărat niciodată nicio geantă pe furiș? Să spui, o am de mai de mult? Niciodată. Asta ai făcut-o? Nu ai dezamăgit-o. Deci acum, pentru că ea acum și-a făcut planul că îi spune soțului, vezi că și nu, Betty nu. Face de-astea. Ești nu femeie care spune serios? Chestia asta, că în general toate serios? Spun că mai cumpără chestii pe furiș. Da. Păi cât crezi tu că nu s-a săturat Cătălin de câte ori vede că costă o mașină, că a spălat mașina de 60 de mii? Sau de jur, Moana, ce sunt 3.000 de euro? A spălat mașina, iubire! Nu. Nu, iubeală, cum iubeală. Zici tu? Dar dacă îmi cumpăr ceva, trebuie să știe toată familia, nu? Nu, n-am dat astea, nu. Dar verifici vreodată să vezi pe ce se cheltuie banii soțului? Adică... E, da. Verifici, nu? Verific, da. Dar nu-i spun, nu-i verific eu. În tranzacții? Da. Are... Verific așa, băi, pe ce a cheltuit, pe ea, cheltuit pe asta. Dacă a fost undeva la suc, cu cine? La ce restaurant? Am mai cumpărat așa, în total, ce-a făcut el cu totalul? După aceea zic, mă, iubire, da. Dar l-ai prins cheltuind așa extra? Băi, nu. Nu e genul de persoană. Mă, iubire! Da, ăia! Nu e. Uite, din fericire, nu. Eu sunt cea mai... Bine, și el este genul de persoană care îi place să cheltuiască, dar mă cadrez mai mult acolo, în categoria asta. Ideea e că, oricum, aveți un copil și presupun că cele mai multe cheltuieli sunt pentru Matias, nu? Clar, 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 da. Ai lucruri pe care nu le suportă soțul tău? Da. 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 Cum ar fi? Da. Să auzim câteva exemple. Cum ar fi? Nu-mi place că nu comunică atât de mult cum comunic eu. Da. Nu-mi place că nu e așa agitat cum sunt eu. Bine, asta e un lucru bun. Da, chiar e un lucru bun că v-ați luat la bătaie și v-ați omor în casă, da, la finalul zilei. Da, e un lucru bun, ne completăm. Dar câteodată mă enervează că nu comunică. Asta este singurul lucru care mă enervează cel mai tare la el. Că nu e mai sociabil. Păi așa sunt bărbații uneori. Vreau să știu, când joacă, ei, măi, ai scos vreodată cablul din PlayStation, ăla, să, când se jucă el FIFA și tu te certai, ei ai scos vreodată doar așa ca să văd ce ai făcut, că atunci l-ai distrus. Deci în momentul când se face ecranul negru și el nu mai are cum să joace cu jucător. Nu, dar mi-ai dat o idee, dar nu-i scot cablul. Ascultă-mă ce spun eu. Cu ce televizor? Nu strica televizorul, nu, doar îi scoți cablul. Când e el acolo cu alea și stă este cu joystick-ul ăla, băi, l-ai nenorocit, mai ales dacă ești într-o, așteaptă-l la o fază. Deci când îl aștept și vezi că se apropie de poartă și el zice, mama, Octav, o să ia bătaie. Da, păi eu mi-am zis că... Dar, nu știu, își lasă șosetele pe undeva aruncate. Băi, nu, și fix asta am discutat cu el. Zic, băi, aș vrea să fii și tu puțin ordonat, măcar o zi. Dezordonat. Să-ți arunci șosetele, nu știu, lângă pat, să lași mâncare pe masă. Nu. Este un bărbat foarte ordonat. Băi, și care-i treaba? Asta este tipicul femeie care caută pricină. Deci ea nu e liniștită nici în viață și nu-și vede rostul dacă ea nu poate să țipe la el. Da. Gătești? Neori. Ți s-a întâmplat să te pună soțul tău să gătești îmbrăcată sexy? Dezbrăcată. Deci da. Nu mai îmbrăcată, da. Eu oricum da. Da folosesc haine atunci când dorm. Deci eu nu ce mai frumos. Mă scuzați. Eu nu mai zic, eu ce să... Ce frumos. Băi, mai câteodată, deci jur că deodată mi-e rușine să vorbesc chestia asta, că poate da, se uită tata și... A, și tatăl tău crezi că bine, el deși nu-i fi copil. Și dacă se uită, crede-mă că nu-mi spune. Știu sigur că câteodată nu-i convine lui ce mai vorbesc eu.
Știi, dar nu spune niciodată. Mă, pe noi ne-ar bucura dacă s-ar uita. Da, dar nu uită atât de celebri să știe de noi. Să uită. Așa că îți dai seama, da. Ne știm de noi, nu se uită nici de noastră. Ba, sigur se va uita. Hai de capul meu. Ai furat vreodată ceva? Nu, niciodată. Am și fix, nu, jur. Băi. Fix lucrul ăsta vorbeam cu urmăritorii mei de pe Instagram. Ce are dreptate? Ce aveți, mă, cu fratul? Făcusem dintre alea întrebări, știi? Să mai vorbim, să comunicăm, să nu știu ce. Ai furat vreodată? M-am întrebat. Zic, ce aveți cu furatul? Că am primit vreo 7-8 întrebări de genul ăsta. Zic, n-am furat niciodată și nu voi fura. Betty, ai avut vreodată atracție pentru o femeie? Da, și am spus asta. Nu pot să cred. Bravo, păi nu, asta am auzit și am zis că s-o zic și la noi. Da, da, da. Dar eu mi-asum. Deci, eu mi-asum. Vreau să știu. Trebuie pentru să spui. Cine? Da. Dar n-a fost una singură. Doamne ferește, vreau să știu despre toate. Zine, Betty, acum dacă... Băi, stai puțin. Oana, revină-ți un pic, mămică, ce de ce zis despre toate ele? Băi, da, eu nu, sunt o persoană foarte sinceră. Și oamenii care mă apreciază pe mine și mă urmăresc știu lucrurile astea despre mine. Eu nu mă pot feri pentru că mi-asum ceea ce spun. Dar hai să specificăm un lucru. Eu când am dat declarația asta, am spus și mă repet, mi-asum. Dar femeile sunt atât de frumoase încât n-ai cum să spui că nu îți plac. Bine, bine, spune-mi, povestește-mi, ai fost atrasă de femeie, de persoană publică sau persoană nepublică sau cine a fost și cum a fost și cum te-ai dat seama și etc. Cum aș putea să spun de cine? Nu, păi de cine doar dacă e publică, că dacă nu e publică da, poți să ne zici. Da, au fost persoane publice. Ok, atunci pun altă întrebare, Octave, Oana, tagi în gură. Oana, tu că eu tag din gură. Bine, stai puțin, Oana, că la noi în România e cam greu să spui, să dai declarația asta. Bine, nu spui nume, dar vreau să știu dacă ai mers mai departe decât să-ți placă. Vai, ce caut aici, nu pot să cred. Eu l-am închis, că am văzut mimica și eu nu pot să zic. Deci sunt prieten cu ai tine. Ai închis? Da, l-am închis, zici ce vrei tu. Na. Deci da, minte. Am mers la... Eu nu... Am mers mai departe. Stai puțin, că eu, deci eu nu vreau să supăr pe nimeni. La noi în România trebuie să-ți asumi foarte mult ceea ce spun eu acum. Eu mi-asum. Băi, de ce Davidescu ăsta? Okay. Băi, deci, Oana, de ce Davidescu ăsta? Sunt alte probleme mai grave în țara asta decât problema mea. Dar nu e o problemă. Mie asta nu mi se chiar pare deloc o problemă. Deci plăcerea mea atunci. Deci nu mi se pare absolut deloc o problemă. Băi, chiar nu e o problemă, e doar deci, un film frumos Roxana, pentru mine. Eu mi-am făcut filmul frumos. Pe tata să nu se uite la acest interviu. Promit că o să te anunț când apare ca să știi să nu spui nimănui. Băi, da, mi-asum. Ce pot să spun? Bine, întrebarea este, ai făcut vreodată sex cu o femeie? Oana, și mie asta mă costă în alt film să mor eu. Eu trăiesc acum, sunt... Bă, voi gândiți, bă, voi gândiți, bă. Hai să răspundem frumos. Și... Mi-aș fi dorit ieri. Doar. El a spus că a închis aparatul ăsta. Da, n-ai făcut. Da. Zi. Eu am zis nu, tu ai zis da. Tu aici ce deduci? De aici ce deduci? Că tu ai zis nu și eu am zis da. Adică deduc că este un răspuns între și între. Adică adevărul este între noi. Păi, având în vedere că am spus că sunt, cum ai spus și tu, Doamne, ce, Doamne, deci mă simt acum atrasă. Dar nu te mai simți de ce? Atentă, că eu, dintre voi, eu mă simt și de cel ce mă mai... simt așa? Pentru că oamenii probabil nu se așteptau vreodată de la mine să spun lucrul ăsta. Eu nu, dar de ce să nu se aștepte? Nu de ce? Știu. Pentru că ești fata lui Florin Salam. Posibil, și că ce? Că suntem la bibliotecă sau trăim sub pământ, fraților, dar suntem un secolul 20 bă, și cât? Ce acum prin Occident bă, nu mai... Spun și mă repet. Și sunt chestii... Fac oamenii în lumea asta niște nenorociri și că mi-asum eu că... Lucruri, exact! Că tu ești mișto spus, și că poate vreau să îmi petrec o noapte cu tine. Faptul că ești deschis, e problema ta. Păi, adică atâtea lucruri grave în țara și în lumea asta, da, încât ceea ce spun eu acum nu trebuie să afecteze pe nimeni. Oameni buni, cei care ne urmăriți acum, încercați să vă asumați ceea ce simțiți, da, să nu vă bine mai feriți și să fiți voi. Să fiți voi, da. Da, și să dar soțul tău știe? Logic. A, nu, mă. Pentru că mintea mea se petrece ceva... A, el nu știa, dar spuneam asta acum, nu? Nu, dar mintea mea se petrece... Că a fost, nu...
cred că te gândești acolo. Nu, Ana, nu. Să merg mai departe cu întrebarea. Ne închide, și ne dă afară. Pentru că oamenii care urmăresc acest show știu că eu sunt complet bolnavă, psihic. Băi, dar și eu sunt. Dar eu nu vreau să fiu așa la televizor. Dacă toată lumea s-a spovedit. Eu pun întrebări de tot. Ăla din Turcia. Bă. Adică, bă, deci pe românește, de tot rahatul. Dar, bă, fraților. Băi, Oana, nu, atâta. Și care-i faza? Întrebarea este. Ziazi. Cred că știu ce vrei să mă întrebi. Era și soțul când era... Și fata? Și Doamne, nu știu dacă... Băi, dacă vrei nu răspunzi, nu. Nu. Face, hai adică să răspund așa. Diplomat. Diplom. Trebuie să răspunzi cu da sau nu, din păcate. Soțul filma. Băi, fii atent. Cred că eu acum înțeleg de ce există relația. Tu înțelegi mintea mea bolnavă că și eu sunt... Stai puțin să vă spun ceva. Sunt o persoană foarte deschisă. Adică, trăiesc momentul. Îmi place viața, îmi place să mă distrez, îmi place să-mi asum, îmi place să fiu eu, dar asta nu înseamnă să judece cineva pe cineva. Nu? Dar n-are voie nimeni să judece. Te-ai gândit tu că noi ne-am putea judeca? Ți se pare că noi doi am putea să-l judecăm? Uite, băi, de puțin la cei de acasă să-și vadă-i de viața lor. Apropo de, răspunde la întrebare, deci era soțul tău sau nu? Băi, iubire, iartă-mă. Încheiem aici, e suficient. Deci, spune-mi ce să zic, că eu zic să mor. Deci eu zic dacă... Am mințit. Acum că eu am vorbit cu Betty aceste lucruri, da, vreau să-i fac o declarație. Că-ți place de ea. Îmi place de tine, Betty. Dacă vreodată... Mamă, știi că apare știrea asta. Ai vrea să... Pe TikTok. Dacă uite, vreodată ai vrea să... Spune-mi adevărat. Ești atât de asumată, atât de frumoasă, atât de mișto. Mulțumesc. Încă dacă vreodată... Și o spun public. Dacă vreodată Vrei să-ți faci o nouă iubită, Frichi. Vrei să, nu, eu vreau să fie relația asumată, nu prostii, da. Mamă. Deci fii atentă. Dacă eu vreodată îl prind pe Cătălin, că mă înșel. Asta vreau să zic. Dacă îl prind. Așa. Dacă îi prindem. Dacă îi prindem. Prima mea relație va fi cu Betty Salam. Mamă. O spun public. Bă. Și gata. Apropo de înjurături, că spune că o să te înjure lumea. Te înjură lumea pe social media? Băi, mă mai înjură și pe mine, dar consider că oamenii sunt frustrați. Nu e bine să fii plăcut de toată lumea. Dacă ești plăcut de toată lumea, e ceva suspect cu tine. Da. Dar oamenii ăștia care înjură, nefăcând nimic, eu, adică dacă eu nu te-am deranjat pe tine și tu mă înjuri, înseamnă că tu ai o frustrare. Așa că mai bine stai acolo, pe calculator sau pe telefon. Că așa e ușor să înjurăm pe telefon, da, și pe... Că față în față faci poză cu mine. Da, păi am pățit asta, să știi. Și eu. Am pățit cu o persoană care mă înjura. Bă, da, mă înjura. Și la un moment dat, nu știu cum s-a întâmplat, să mă vadă undeva, nu știu unde eram, un parc. Și eu știam că acea persoană mă înjură. Eu mă uit la comentarii. Și când m-a văzut, hai să facem poză. Și eu i-am spus, păi și cum vrei să facem poză și tu mă înjuri? Eu cântam la un restaurant de Crăciun și mă tot filma o tipă. Dar n-am să uit că avea părul creț și era o persoană care îți rămânea în memorie, știi? Uh-huh. O tipă cu părul creț morcoviu, așa. Mă, dacă nu m-a filmat, mă, dacă nu m-a pupat, dacă nu m-a pozat, dacă nu m-a... Bă, mai avea un pic și pe cuvânt mergea cu mine sus în cameră. Deci atâta era de încântată de mine, de cum cânt și de nu știu ce. La un moment dat, văd pe TikTok cu mine din cântarea de acolo... Titlu, cât de prost cântă Oana live. Serios? De râsul lumii. Nu cred. Când îmi sare în ochi poza de la profil, nu îi vedeam, i-am văzut capul. Și țin pozele oamenii, da, adică. I-am văzut capul, că mi-a sărit că ai reținut fața. Da, că-i morcovită. Și zic, uite și tu, frumos. Ce penibil. Bine, eu cu fanii am niște povești mai vechi cu fanele, dar nu le putem spune oameni buni pe cameră, pentru că s-ar putea să se recunoască persoane. E ceva mai mult de atât. Dar mulțumim, Betty. Hai mă, că dau și-o. Hai, domnule Davidescu, să trăiască. Uite, datorită vinului s-a deschis cutia Pandorei și am aflat chestii. Dar nu contează că avem treabă. Eu chiar am vrut să specific acest lucru, pentru că am filmat și am declarat asta. Foarte bine. Înainte ca eu să vin aici la tine și cu altcineva. Și băi, am zis, hai să deschid subiectul ăsta ca să-i fac pe cei de acasă să înțeleagă de ce am dat declarația aia. Pentru că mi-asum
ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. Cum e Octav, care e super. Doamne ajută, și da, să fie sunt o persoană sinceră. Consider că sunt atâtea probleme și, cum am spus și mă repet, în această lume, încât ceea ce... Nu e niciun fel de problemă. Mie, de ce nu mi se întâmplă de astea, Oana? Și oameni buni, asta vreau să zic acum, să nu mai judece, să nu mai stea pe telefon persoana Cutărescu să ne jure pe noi și să ne facă de tot, cum ai spus și tu, ăla, Morcovista. 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 Așa, da. Și să-și vadă de treaba lor. Pentru că eu sunt sigură că în acei oameni există o frustrare. Întotdeauna. Și... Nu știi că arăți cu un deget spre... Da. Și restul dar eu nu-i judec, eu îi înțeleg. Pentru că, și-o, dacă aș fi în locul lor și nu aș mai fi sigură pe mine... Bine, nu e în cazul meu, că eu mă cunosc pe mine. Probabil am fi devenit și noi frustrați. Cu siguranță, cu siguranță și să fim mai buni și să iertăm. Da, și... dar să facă ceva cu viața lor, să nu mai stea așa. Da. Să-l caute pe Octav și poate cine știe să le aibă o relație. Vă pupăm și vă mulțumim!